Gabriel Matei, tânărul din comuna prahoveană, Iordăcheanu, care și-a pierdut viața în urma incidentului din clubul colectiv, a fost condus pe ultimul drum. Setenii însă își aduc aminte cu drag de el. Au numai cuvinte de laudă. Gabi a absolvit Institutul Politehnic din București, iar localnicii spun că era un băiat liniștit, foarte bun la învățătură, cu bun simț, respectos și iubit de către colegi. Îi plăcea să călătorească și am mai avut în ultimii ani, chiar am mai plecat de câteva ori din țară. Era foarte, foarte apreciat și de șefii lui și de toți colegii. Deștept, frumos, un băiat bine crescut, o familie foarte bună. Era un băiat foarte bun, foarte deștept, respectat, respectau toată lumea. Ce să vă spunem altceva? Înțeles că era și foarte vesel. Da, și de câte ori era pe stradă, el râdea, el era un băiat foarte bun. Gabriel Matei a murit în clubul Groazii, alături de prietena sa. Familiile și prietenii lor sunt profund îndurerați și spun că din această catastrofă autoritățile trebuie să învețe să respecte legea. Și de la Valentin Fieraru, cei dragi și-au luat rămas bun. Slujba de înhumare a fost ținută de înalt preasfinția sa Calinic, însoțit de un sobor de 6 preoți. Nici acum prietenii lui Vali nu s-au obișnuit cu ideea că acesta nu mai este în viață. Vestea a căzut ca un trăsnet asupra lor, dar și a familiei Fieraru. Noi ziceam vijelie, pentru că era un băiat foarte activ. Plin de viață. Plin de viață, da. De-aia a plecat și în București să muncesc. Îți vine să crezi că s-a întâmplat o asemenea tragedie? Nu. Erau toți de vârsta ta aproape, puteai să fii și tu printre ei. La poienare au fost prezenți și prefectul de Argeș, dar și șeful ISU. S-a prăpădit în această dramă cumplită de la București și vrem să aducem și noi un simbol pentru cei dragi, că ne gândim, că ne doare și pe noi. Ca părinte nu puteam să nu fiu prezent, mai ales că sunt și din zonă, mai ales că tristețea este generală. Slujba a fost ținută chiar de înalt preasfinția sa Calinic, arhiepiscopul Argeșului, care a avut și o explicație personală a faptului că preoții nu au ținut o slujbă la locul tragediei. Medicul ți-a rupt un picior, nu te întreabă de ce ți l-ai rupt, unde ți l-ai rupt, imediat. Da, vine imediat și spune pansamentul, spune intervenția. Deci dumneavoastră este că totuși preoții trebuiau să meargă acolo. Absolut. Drama acestor familii crește pe măsură ce numărul victimelor crește de la o zi la alta.